Prima palmă pe care Spike a primit-o după ce i-a furat soția lui Bordea a fost să fie lăsat pe tușă de organizatori, iar numărul concertelor sale ar fi scăzut considerabil încă de anul trecut. Propria lui mamă l-a dezmoștenit scoțându-le definitiv din firma de imobiliare pe care o dețineau împreună, MIMA, Prodpean SRL. Spike a rămas cu o singură afacere în portofoliu, una destul de profitabilă, am putea spune, specializată în postproducție cinematografică, video și producție de televiziune. Aici, lucrurile au mers mai bine. În 2023, compania a înregistrat un profit net de aproximativ 130.000 de euro. Totuși, chiar și cu această realizare, imaginea sa publică a avut de suferit. Iar banii nu au reușit să-l pună din nou în lumina reflectoarelor. Între timp, viața lui Bordea a luat o turnură cu totul diferită. Deși divorțul l-a zguduit din temelii, actorul de stand-up a știut cum să transforme această dramă într-o oportunitate de a-și spori vizibilitatea. Scandalul a generat un val de simpatie din partea publicului, iar oamenii au început să se identifice cu suferința lui. Așadar, cererea pentru spectacolele sale a crescut considerabil, iar Bordea a început să primească oferte și pentru roluri în filme românești. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.